Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi face din nou un proiect pentru doamnele începătoare și anume acest micuț îngeraș. Este un model foarte simplu, foarte ușor, un model pe care și dumneavoastră îl puteți realiza fără prea multe greutăți. Pentru aceasta eu voi folosi firul de bumbac, bumbac mercerizat, firul cu numărul 5, acesta este firul, voi folosi croșetul cu numărul 175. Dumneavoastră veți adapta croșetul în funcție de firul cu care veți lucra. Am lucrat aici 6 ochiuri de lanț, deci vom începe cu 6 ochiuri de lanț, le vom închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț, după care vom continua lucrând un număr de 12 piciorușe scurte. Eu am realizat deja primul, cel de-al doilea, cel de-al treilea și vom continua singure până la 12. Lucrate cele 12 piciorușe scurte, vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt și voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al patrulea ochi de lanț, ochi de separare, voi lua firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu, formând astfel acest V. Firul pe croșet, voi sări un picioruș de bază, voi intra în următorul și voi repeta picioruș dublu, ochi de lanț de separare, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu. După care, din nou, voi sări un ochi de lanț și voi repeta piciorușul dublu, un ochi de lanț de separare, picioruș dublu. Astfel vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am obținut 6 astfel de V-uri. Voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul acestui rând. Cu fir alunecat voi intra în spațiul format din ochiul de lanț și voi lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Încheiate acestea, vom intra în corespondența următorului V în mijloc, să nu greșiți, așa, și vom repeta din nou 3 piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble. Astfel vom lucra pentru parcursul rândului. Acum voi face următoarele 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea și vom lucra astfel pentru parcursul rândului, obținând 6 astfel de rapoarte. Am ajuns și la capătul acestui rând, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Cu fir alunecat ne vom deplasa către mijlocul primului raport. Deci facem fir alunecat până în corespondența ochiului de lanț, mai bine zis. În momentul în care am ajuns aici, vom repeta din nou 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, urmate de alte 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, deci practic ceea ce știm deja. Cel de-al treilea picioruș dublu. Iar acum, pentru a face mânecuțele acestea, aripioarele să spunem, vom intra în spațiul dintre aceste două rapoarte. Deci, în acest spațiu. Și aici vom repeta din nou 3 piciorușe duble, 2 și cel de-al treilea. Un ochi de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble. Acest rând constă în
raportul, deja știut de dumneavoastră, trei piciorușe duble, ochi de lanț, trei piciorușe duble, lucrate efectiv în fiecare spațiu, deci și în mijlocul fiecărui V, să-l numim așa, și între V-uri. De jur împrejur, iar noi ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul rândului, așa se va prezenta lucrarea. Voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. În acest moment eu voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț pentru a fi pasajul mai ușor. Veți vedea de ce. Vom număra, deci de aici, vom număra 1, 1, 2, 3, 4 astfel de V-uri în corespondența celui de-al cincilea, în mijlocul acestuia, vom intra și vom face picioruș dublu, 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu, ochiul de lanț, urma de alte trei piciorușe duble, 1, 2, 3. Deci am delimitat deja aici prima aripioară, da? După care iau firul pe croșet între V-uri, voi face un picioruș dublu, cel de-al doilea, un ochi de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble. De ce fac doar câte două aici? Pentru că nu doresc ca rochița să fie prea amplă, prea evazată. După care voi trece în următorul și voi face din nou trei piciorușe duble, 1, 2, cel de-al treilea, ochiul de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu, 1, 2, cel de-al treilea, după care din nou vom număra 1, 2, 3, 4 astfel de V-uri, firul pe croșet și voi intra în corespondența ochiului de lanț din cel de-al cincilea și voi repeta piciorușele duble. Un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, ochiul de lanț de separare, continuăm cu alte trei piciorușe duble, 1, 2, 3, între V-uri aici facem două piciorușe duble, ochiul de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble. Vom intra în corespondența ultimului V și vom lucra trei piciorușe duble, 1, 2, 3, ochiul de lanț de separare, urmat de trei piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea. Voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș din primul V. Deci acestea trei nu le punem la socoteală, le lăsăm deoparte. Le-am făcut doar ca să facem pasajul. Deci voi închide cu fir alunecat. Și am format partea de deasupra, după cum puteți vedea. Acum, cu fir alunecat, voi ajunge din nou în mijlocul primului V, a primului raport, da? În corespondența ochiului de lanț. Ajunse aici, voi lucra din nou cele trei ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu și voi repeta cel de-al doilea picioruș dublu,
cel de-al treilea, ochiul de lanț de separare, urmat de trei piciorușe duble, 1, 2, 3. Voi intra în mijlocul următorului V, cel format din câte două piciorușe duble, două de o parte, două de alta, și voi lucra în mod normal. 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, ochiul de lanț de separare, urmat de 3 piciorușe duble, 1, 2, 3. Deci, în fiecare spațiu format din ochiul de lanț, noi vom lucra aceleași 3 piciorușe duble, ochiul de lanț, 3 piciorușe duble și ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am reintrat din nou, după cum vedeți, am făcut aici 3 V-uri. Să fiți atente, nu intrați în acest spațiu sub aripioară. Intrăm direct în următorul raport, în corespondența ochiului de lanț. Deci să aveți grijă să nu lucrați și de desubtul aripioare, pentru că va trebui să desfaceți, nu va fi corect. Și continuăm până la sfârșitul rândului, așa cum vedeți. De jur împrejur vom avea 6 astfel de rapoarte. Ajunse la capătul rândului, vom închide și aici cu fir alunecat, în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, și avem deja lucrate două rânduri pentru fustiță. Vom lucra alte două rânduri, deci vom avea un total de 4. De aici, de sub aripioară, vor fi în jos 4 rânduri. Pentru următorul rând, din nou, vom face fir alunecat până în corespondența ochiului de lanț. Și aici vom lucra exact așa cum știți dumneavoastră, cum v-am explicat. Deci lucrăm din nou două rânduri. Sunt la sfârșitul celui de-al patrulea rând, îl voi închide ca de obicei cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț. Voi ajunge cu fir alunecat în corespondența primului spațiu format din ochiul de lanț, iar aici voi lucra 3 ochiuri de lanț, urmat de 2 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, următoarele 3 piciorușe duble, 1, 2 și cel de-al treilea. Iar acum vom intra între V-uri pentru a da un pic de lărgime rochiței. Deci, în acest spațiu, dintre un V și celălalt, dintre un raport și celălalt, și voi lucra 2 piciorușe duble, 1, 2, un ochi de lanț, urmat de 2 piciorușe duble. Deci, în corespondența fiecărui V, vom face cele 3 piciorușe duble, ochiul de lanț, 3 piciorușe duble, iar între V-uri vom face 2 piciorușe duble, un ochi de lanț, 2 piciorușe duble și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Vom încheia rândul lucrând 2 piciorușe duble, 1, 2, un ochi de lanț de separare, urmat de 2 piciorușe duble, 1, și cel de-al doilea. După care, cu fir alunecat, vom închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț, vom scurta firul și îl vom ascunde. De acum va rămâne să facem căpușorul, care este foarte simplu, foarte ușor. Ia uitați-vă, rochița, îngerașul, tare simpatică, așa, și vom trece la căpușor. Pentru căpușor, în cercul magic, să-l numim așa cercul magic, vom lucra 6 piciorușe scurte. Deci, primul nu-l punem la socoteală.
Așa. Avem... un pic. Mi-a fost fugit firul cum nu trebuia, deci vom face 6 piciorușe scurte, cer scuze, se întâmplă și la case mai mari. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al 6-lea, vom închide cercul magic cu fir alunecat în corespondența primului picioruș, după care vom continua lucrând câte o mulțire în corespondența fiecărui picioruș. Deci la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Dumneavoastră să puneți firul despărțitor. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 rânduri de câte 24 piciorușe scurte. 5 rânduri. Încheiate cele 5 rânduri de piciorușe scurte, vom continua lucrând 1, 2, deci avem 2 piciorușe scurte, vom continua cu o scădere, vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Așa. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am umplut căpușorul cu melană, acum vom continua făcând 6 scăderi consecutive. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5 și cea de-a 6-a scădere și cu aceasta am încheiat și căpușorul. Acum nu ne rămâne decât să scurtăm firul, să ascundem acest capăt de fir și, bineînțeles, apoi vom aplica căpușorul lucrării noastre îngerașului. După cum vedeți, îl vom face un pic, îl vom forma în acest mod, vom ascunde capătul de fir, așa cum v-am spus. Îl vom scurta, iar apoi căpușorul îl aplicăm cu lipiciul, fie lipiciul la cald, fie lipiciul rece. Apoi nu ne rămâne decât să apretăm îngerașul nostru. După cum vedeți, lipiciul îl aplic aici, la bază, toată lumea știe aceasta, toată lumea se pricepe. Și îl voi aplica deasupra, se va lipi imediat. Și astfel am ajuns și la capătul acestei lucrări, care sper să fie pe placul dumneavoastră, care sper
să vă inspire, să vă placă, să-l lucrați cu plăcere și să împodobiți cu el brăduțul pentru Crăciunul care va urma. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți dacă doriți. Iar eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!